Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt a înregistrat solicitări din partea 81 de primării interesate să obțină finanțare în cadrul etapei 5 a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Suma maximă ce poate fi acordată este de 160.000 de lei. În anul 2019, fiecare unitate administrativ-teritorială va primi suma de 160.000 de lei față de 155.000 de lei în anul 2018, 150.000 de lei în 2017 și 135.000 de lei în 2016. Potrivit reglementărilor în vigoare, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes național și terenurile agricole subvenționate de APIA, a anunțat Gigel Chiriță, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt. Pentru a beneficia de fondurile alocate de Agenția Națională de Cadastru, primăriile care semnează contracte de finanțare trebuie să găsească prestatori până în luna august anul curent. Conform legislației, agenția va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.